Luna sportului german este în doliu după moartea campionului olimpic la canotaj Manfred Wolke la vârsta de 81 de ani. Wolke a decedat miercuri 29 mai 2024, după o luptă îndelungată cu boala, a anunțat luni, 3 iunie 2024, fostul pugilist Henry Masche în numele familiei sale. Născut în 1943 în Brandenburg an der Havel, Wolke a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de Vară din 1968 la Ciudad de Mexico, ca membru al echipajului german de 8 vâsle. De asemenea, a câștigat o medalie de argint la campionatul european din 1967. După retragerea din canotaj, Wolke a devenit antrenor și a condus echipa națională de canotaj a Germaniei de Est la Jocurile Olimpice din 1980 și 1988. Wolke a fost o figură respectată în lumea sportului german și va fi profund regretat de familie, prieteni și fani. Sincere condoleanțe familiei!